Mărimea fizică fundamentală pentru studiul fenomenelor termice este temperatura. Ea măsoară energia cinetică media particulelor din care este alcătuit un corp. Particulele sunt într-o permanentă mișcare dezordonată, numită agitație termică. Cu cât moleculele unui corp au energie cinetică medie mai mare, cu atât mai mare este temperatura corpului respectiv. Dacă atingem un corp fierbinte, ne doare și în locul respectiv apare o rană, numită arsură. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece particulele din care este alcătuit corpul fierbinte au energie cinetice mari și lovesc puternic moleculele din pielea degetului nostru, provocând acea rană caracteristică. Adică în loc să primim o singură lovitură din partea unui corp macroscopic, un ciocan, de pildă, primim miliarde de miliarde de lovituri mici din partea particulelor corpului fierbinte, dar efectul este același. De fiecare dată degetul primește multă energie cinetică, așa că doare și apare o rană. Temperatura definită pe baza echilibrului termic, numită, după cum ați văzut în primul curs, temperatură empirică, se definește pe baza a două stări alese arbitrar. De pildă, Anders Celsius, un astronom suedez, a propus în anul 1742 să folosim temperatura la care îngheață apa și temperatura la care fierbe apa, la presiune atmosferică normală, ca puncte termometrice. Prin împărțirea intervalului de temperatură dintre cele două stări, la 100 a apărut unitatea de măsură pentru temperatură pe care azi o numim grad Celsius. Gradul Celsius se definește azi diferit, cu ajutorul celei mai joase temperaturi posibile, zero absolut, și a temperaturii de punct triplu al apei, despre care găsiți informațiile necesare în cursurile de tranziții de fază. Dar, deși scala Celsius este foarte utilă și potrivită pentru a descrie temperaturi obișnuite, ea nu este potrivită pentru termodinamică. Și asta pentru că, așa cum ați văzut, punctul 0 în scala Celsius a fost ales arbitrar. 0 grade Celsius nu înseamnă că moleculele nu mai au energie, deoarece, după cum bine știm, există temperaturi mai mici decât 0 grade Celsius, pe care le numim temperaturi negative. De aceea, în termodinamică, folosim scara absolută de temperatură, care are punctul de 0 la așa numitul 0 absolut, adică temperatura la care particulele nu mai au deloc energie, nu se mai mișcă. Iar această temperatură este, în scala Celsius, minus 273,15 grade Celsius. La această temperatură, corpurile nu mai au ceea ce numim energie termică, nu mai pot da căldură. Deci nu există temperaturi mai joase de minus 273,15 grade Celsius, deoarece la această temperatură agitația termică încetează. Scara absolută de temperatură, numită scara Kelvin, are punctul de 0 la temperatura de 0 absolut, iar unitatea de măsură, numită Kelvin, este același interval de temperatură cu cel reprezentat de gradul Celsius, adică 273,16 parte din temperatura punctului triplu al apei. Aici puteți vedea o comparație între scara Celsius și scara Kelvin, precum și formulele de transformare reciprocă.